acasă. Wow! Moș Crăciun! E chiar el! Moș Crăciun îți poate da o Dacia pentru inima ta! Farmacia inimii Catena! Supercome SA, sucursala Hunedoara, angajează șoferi cu atestat categoria C și operator salubrizare. CV-urile se pot trimite pe adresa de e-mail deva@supercom.ro sau se pot depune personal la deponeul din Bârcea Mare. Te așteptăm în echipa Supercom! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, prima emisiune din această săptămână, o deschidem mult mai puțin politic, este un subiect despre care îmi va face plăcere să vorbesc, vine din domeniul istoriei sau este istorie într-o altă manieră și discuția o vom purta cu doi inspectori de specialitate din cadrul Direcției Generale Administrare Monumente și Promovare Turistică a Direcției a Consiliului Județean Hunedoara. Este vorba de Raluca Oană și Alin Hens. Bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Bună ziua. Vorbim despre Daci, nu? Cumva. Despre Dacia. Despre Daci, despre Dacia, da. Am înțeles și vă felicit cu această ocazie pentru că este o performanță categoric. Ați câștigat, ca să zic așa, o finanțare a Administrației Fondului Cultural Național, organiz de prestigiu cunoscut de toți cei care activează în domeniul culturii, pentru o aplicație, aplicație Exploring Dacia sau Deisha, ca să fim în tem, în sensul primului cuvânt. V-aș ruga să detaliați cum s-a depus proiectul, cum s-a câștigat, în ce constă el. Cine începe, rămâne la latitudinea dumneavoastră. O să încep eu foarte pe scurt, așa. Mă trăim cu toți în era digitală sau mare parte dintre noi, deși avem mari probleme la ceea ce înseamnă digitalizare și accesul la informație, dar cu toate acestea, nu cumva e accesul la informație pentru majoritatea dintre noi e mai facil. Cumva la nivelul Consiliului Județean Hunedoara și mai exact a Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, ne-am gândit să fim în pas cu moda. Și atunci s-a scris un proiect colectiv prin care s-a realizat în mare o aplicație despre care o să vorbim. Acum, aplicație pentru că toată lumea folosește un dispozitiv inteligent, fie telefon, fie tabletă. Ce presupune această aplicație? Ea prezintă câteva piese descoperite în situ arheologic Sărmigetul Zaregea, aflat în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Mai exact 31 am reușit noi să scanăm. Piese care sunt în colecțiile muzeelor din Deva și din Cluj, care de altfel ne sunt și parteneri în cadrul acestui proiect. Și pe lângă cele 30 de piese, am reușit să reconstituim digital și două elemente arhitectonice descoperite în cadrul acestui monument istoric. Deci nu este o aplicație de ghidaj, ca să zic așa, în sit? Pe lângă asta avem și o parte de ghidaj. Și anume, în momentul în care aplicația odată instalată pe un dispozitiv inteligent, nu fie telefon, fie tabletă, îndreptat asupra panourilor informative care sunt la Sărmigetul Zaregea, o să apară mai multe informații despre monumentele respective, în special pentru cele din zona sacra sitului, nu acea zona a templelor. Și atunci avem mai multe informații, atât în limba română cât și în limba engleză, și câteva fotografii cumva de ansamblu acestor monumente, încercați să surprindem monumentalitatea acestor obiective de acolo, pe care le vedem cumva doar rămășițele lor, nu? Ceea ce a rămas. Și atunci, pe baza informațiilor și acestor imagini, cumva, care sunt în principal aeriene, realizate de colegii noștri, avem o altă perspectivă acestor monumente de acolo. Când aplicația este funcțională sau când va fi funcțională? Cum aplicația a fost testată vineri, a fost și testată și lansată vineri în Sărmigetul Zaregea, în zona sacră, și spre bucuria noastră au participat și foarte mulți avem vizitatori și imagini, da, da. La lansarea aplicației și va fi disponibilă cât de curând, în viitorul foarte apropiat, pentru descărcare. Descărcarea este gratuită, e o modalitate foarte ușoară și destul de interesantă de a aduce, noi am și spus așa, trecutul la timpul prezent. Și atunci e o modalitate interesantă de a lega trecutul și vechiul de noutățile pe care le avem astăzi. Oamenii sunt obișnuiți în acest, sau telespectatorii noștri, ca să fiu mai riguros,
în acest studio să se vorbească despre proiecte europene. Sigur că ar putea interesa și valoarea. Trebuie să spunem că finanțările AFCN nu sunt de ordinul a milioane de euro, sunt pentru obiective culturale. Deci, totuși, pentru curioși. 61.047 am primit de la AFCN, ceea ce reprezintă 90% din valoarea proiectului. Restul a venit din bugetul de GMPT. Practic, această aplicație este evident concepută de IT-și, dar datele introduse și maniera în care ea arată vi se datorează cumva, cred, mă gândesc, nu? Ne-am adunat toată echipa de la DGMPT, istorici, graficieni, arheologi și așa mai departe, și am încercat să aducem un minim măcar de informație cât mai aproape de cei care doresc să viziteze Sarmizegetuza Regia. Adevărul e că de-a lungul timpului situl arheologic de la Sarmizegetuza a suferit, să spunem așa, din lipsa informațiilor, pentru că știm cu toții, administrarea s-a făcut relativ târziu și atunci automat în sit nu au existat elemente care să vorbească puțin despre istoria sitului, despre istoria dacilor, istoria templelor de acolo. Ei bine, prin intermediul acestor lucruri, inclusiv a acestei aplicații, cei care vor vizita Sarmizegetuza Regia pleacă puțin mai îmbogățiți. Nu doar cu panourile informative sau informațiile pe care le primesc acolo de la noi în calitate de ghiz sau de la aparatele de închiriat, audioghiduri, ce mai avem acolo, mai găsesc inclusiv informații în această aplicație. Și foarte, zic eu, oportun că în momentul în care ajungi într-un astfel de sit istoric, într-un astfel de punct extrem de important pentru istoria României, să pleci și cu o informație în plus, pe lângă ceea ce vezi deja acolo. Cu siguranță am observat că și cei mici și cei mari sunt la fel de încântați de aplicația respectivă. Păi da, este, cred că, maniera mult mai apropiată de modul tinerilor de a interacționa cu un monument, mai puțin pliantele încep să scadă ca importanță, nu știu exact cât mai merg, dar în orice caz aplicația este și mult mai comodă. Ce vă felicitam și asta pentru faptul că am văzut în ultimii ani cum au mers lucrurile, este vorba și de, spuneați că informațiile, este vorba și de rigoarea informației pe care o oferiți, domnule Hen, sunteți istoric. Da, este vorba de o abordare corectă din punct de vedere istoric a ceea ce se știe despre Daci, despre Dacia. Acum, da, într-adevăr, informație validată științifică, să pot să spun așa. Textele sunt concepute de noi istorici în cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică, dar cumva ea a fost discutată și cu colectivul științific care își face treaba în Munții Orăștiei, iar anul acesta au stat acolo destul de mult timp. Și informația este acurată, ca să folosesc un termen specific din punct de vedere științific. Acum, informațiile nu sunt foarte multe pentru că trăim în epoca digitală în care un fluxul de informații este foarte, foarte mare, atunci e informație scurtă, concisă, clară despre monumentele de acolo. Ceea ce este și de dorit. De fapt, nu poți să stai acolo să citești o jumătate de oră despre o piesă, dar să-ți faci o idee. Da, exact. La ce foloseau piesele, la ce foloseau monumentele de acolo, nu? Care era structura lor, arhitectura lor și așa mai departe. Acum, colegii de la cei care ne-au făcut, de fapt, aplicația, ca a spus dumneavoastră, sunt IT-ști, e Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu care avem o colaborare foarte bună. Ei nu sunt la primul proiect de acest gen, ci au mai făcut un proiect tot cu Muzeul din Deva și cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj. Un proiect de acest dat pe fonduri europene acum câțiva ani, care e încă în derulare, iar expozițiile se mai pot vedea atât la Cluj cât și la Deva. E pe mai multe ani de zile a fost acest proiect. Practic, această aplicație cred că vine să completeze alte mijloace de informare ale turiștilor care vin să viziteze situl, mai ales că, din nou spun, în ultimii ani acest sit a căpătat importanță, vizibilitate și a venit un număr mult mai mare de turiști. Așa este. Așa cum spunea și colegul meu mai devreme, suntem și datori să transmitem informație corectă, tocmai din cauza că au existat tot felul de devieri de la adevăr sau de la adevărul istoric.
Iar cei care vin să viziteze Sarnice Getoza Regia, bineînțeles că sunt interesați de istoria locului și de modul în care au funcționat templele, modul în care a funcționat așezarea urbană de la Sarnice Getoza Regia. E bine, Sarnice Getoza a devenit un brand atât al județului Hunedoara, cât și al României. Și suntem și noi bucuroși că cei care vor veni să viziteze, chiar dacă mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vedem acolo informații eronate sau să vină cu părere mai mult sau mai puțin corectă, au plecat cu alte idei, cu altă părere și au plecat cu o informație cât mai apropiată de cea reală. Nu i-ați dezamăgit? Pe alocuri. Probabil au fost și dezamăgiți, însă de foarte multe ori am auzit, wow, asta nu știam, no, mă bucur că am întrebat, da. Bine că ați fost aici și ne-ați explicat, mă bucur că am auzit și foarte important, aceste informații pe care noi le transmitem, atât prin intermediul aplicației, atât prin intermediul tururilor ghidate sau al audioghidurilor, sunt bilingve. Deci avem informația și în limba română și în limba engleză. Tururile ghidate de acolo se fac și în limba română și în limba engleză la solicitarea vizitatorilor. Și în ultimii, să spun, aș putea spune 2-3 ani, acum exceptând anul fatidic 2020 în care lucrurile s-au petrecut așa cum s-au petrecut, Sarnice Getoza Regia a devenit vizibilă internațional și asta e foarte important. Am avut foarte multe vizite internaționale, atât delegații oficiale, dar mai ales turiști din diferite colțuri ale Europei sau ale lumii. Am avut inclusiv americani, canadieni, olandezi, din domenii cât mai interesante, care știau sau nu știau despre Sarnice Getoza Regia. Și nu mică mi-a fost surprinderea când am văzut că veniseră cu niște informații căutate pe internet, găsite. E bine, aici se intervine și utilitatea acestei aplicații. Modul în care fiecare dintre noi evident caută ceva pe internet înainte de a vizita, e bine, ne bucurăm că pot găsi informația corectă, astfel încât să nu fie exact dezamăgiți. Da, da. Cred că este utilă și aplicația, dar auzindu-vă vorbind, îmi amintesc că în locuri istorice pe care le-am vizitat, câteodată un ghid foarte atașat și foarte bine pregătit și care are un pic de joc de scenă, ca să zic așa, că contează, este foarte prețuit de auditoriu, ca să spun așa. Câteodată este că mai comod. Te uiți pe telefon, îți faci o idee, este totul mai sec, un ghid, în schimb, poate transmite acest lucru. Sigur că nu vreau să diminuez în niciun caz utilitatea unei asemenea aplicații, doar e o constatare personală. Acest lucru prin aplicație se văd și obiectele Pe care noi nu am putea să le arătăm acolo, ghiz fiind în Sarnice Getoza Regia. Astea se pot vedea doar la muzeu. Dar, da, așa este. Poate că turul ghidat este puțin mai, știu eu, mai științific, mai pe alocuri, repet, dezamăgitor, pentru că nu mergem în acel colț derizoriu al, știu eu, butaforiei sau legende, povești și așa mai departe. Însă, întrebările de după, pentru că mereu ne alocăm câte o secțiune de întrebări, acolo cred că sunt delicioase. Da. Cu toate că încercăm să le dăm o față cât mai apropiată a monumentului, aici ne ajută și digitalizarea. În transpunerea celor care vin să viziteze Sarnice Getoza Regia în perioada dacilor. Și foarte interesantă abordarea. Domnule Enț, cred că sunt de demontat multe clișee. Da, cu siguranță. Inclusiv prin această aplicație. Cu siguranță avem destule de demontat. Acum, ceea ce ne-am dorit noi este să prezentăm cât mai scurt și cât mai conciz ceea ce am reușit noi să facem. Acum, modelul nu este nou. Îl întâlnim și în alte muzee și în alte monumente istorice de pe cuprinsul lumii, dacă vreți. Ca să nu mă rezum doar la Europa, sunt proiecte digitale, nu, de scanare a pieselor și punerea lor într-o bază de date, cumva o arhivă, dacă vezi, digitală a pieselor din muzee. Proiectul nu este nou. Întâlnim și în alte părți. V-ați referit la digitalizare, totuși? Exact. Este, nu, este, că a spus că merge cum merge, poate în România avem noi niște
probleme, deși se spune că avem rețele de internet și, într-adevăr, pot și o confirma din experiență, avem o rețea de internet puternică, zic eu. Sâmbătă a fost ziua internațională a internetului, n-am știut că este o asemenea zi din 2016 și este oricum remarcabil faptul că la aproape, care altitudine? 1200 metri sau cum? 1100. Deci la peste 1000 de metri altitudine poți să accesezi internetul și să ai asemenea aceste explicații. Da, face parte din această idee de a ține cumva trecutul în mână, obiectele trecutului, de a fi cât mai aproape de trecut, tocmai pentru că informațiile despre daci au fost atât de eronate de-a lungul timpului și au fost atât de modificate, mai mult sau mai puțin în favoarea poporului dac, e bine, și noi ne-am dorit ca cei care beneficiază de aceste aplicații, de această aplicație și de aceste informații să fie cât mai bine informați. Faptul că, exact, în creierii munților la 1100 aproape altitudine poți accesezi niște informații de tipul acesta este un pas în față, în primul rând, pentru imaginea cetăților dacice din Munții Orăștiei. Aplicația, mă gândesc că omul merge acolo sau se documentează înainte și vede că există asemenea aplicații, o descarcă ori în prealabil, ori o poate, evident, descărca chiar acolo și ea e funcțională imediat. Acum, noi, în cadrul proiectului, avem și o campanie de promovare a acestei aplicații, nu prin flyere, prin materiale promoționale și așa mai departe. Cum tot ce înseamnă aplicație, informația din aplicație poate fi văzută și pe site-ul acestei aplicații, până la urmă, care se numește tot așa exploringdacia.ro, în care apar toate piesele scanate, toate elementele arhitectonice scanate, informații despre instituția noastră, despre partenerii care ne-au ajutat în acest proiect, transparența, pentru că nu avem tot, am lucrat cu un proiect, nu sunt fonduri acolo, toate pot fi vizitate și pe site-ul exploringdacia.ro. Care sunt noutățile pe care le-a adus 2022, mai ales că a spus că s-a stat destul de mult în acest an acolo, din punct de vedere al noutăților din sit? Asta cred că colegul meu ar fi cel mai indicat, fiind și membru al sigur că pentru istoric, da, pentru un istoric, relevanța poate fi mult mai mare decât este pentru public. Nu, dar ne veți spune cu siguranță. Dar s-au continuat cercetările arheologice începute în 2017 pe terasa nouă, adică o terasă foarte apropiată de zona templului, de zona sacră de la Sărnituza Regea, unde începând din acel an s-a descoperit un nou edificiu de cult, un nou templu, sau rămășițele lui, s-au continuat practic acolo, iar cercetări noi s-au făcut pe terasa 10 la Templul Mare de Andezit, chiar primul care se vede cum cobor pe lângă drumul pavat din zona sacră, unde urmează un proiect de restaurare câștigat în acest an prin faimosul PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, un proiect de peste 2 milioane de euro, care presupune consolidarea acestei terase și refacerea unor elemente ale templului de acolo, Templul Mare de pe terasa 10, Templul Mare de Andezit. Iar colegii arhitecți de la București ne-au promis că cel puțin o coloană poate fi refăcută până la dimensiunea ei inițială, undeva de aproximativ 8 metri cu toate elementele componente. Nu? Când noi în teren acum vedem doar plintele, doar bazele pe care veneau înălțate coloanele, iar aceste coloane erau formate din tamburi cilindrici, cu grosimi diferite, nu, care se subțiază spre vârf, care au aproximativ un metru fiecare dintre acești tamburi, iar deasupra venea un capitel foarte asemănător după modelul clasic al lumii grecești și romane a templelor. Iar v-am spus, colegii arhitecți de la București ne-au promis că pot să refacă o coloană întreagă, ceea ce ar fi cu siguranță ceva spectaculos. Un metru este absolut spectaculos. Pentru vizitatorii sitului. Și acum e un al doilea proiect, pentru că mai este un proiect în desfășurare, nu cel pe fonduri norvegene, care vizează fortificația de acolo, nu? Fortificația de la Sărnituza Regea, care va fi finalizat la sfârșitul anului 2023. Vorbim, îi asimilăm pe daci cu un popor războinic, ca să zic așa, cele mai multe referiri când ne gândim la daci, ne gândim la războaiele daco-romane, moartea lui Decebal, Columna. Ce vreau să vă întreb? Când sau cum se vor putea vedea, să vezi cum trăia omul de rând, că între războaie făceau și ei, mă rog, recoltau nu porumb și nu făceau mămăligă în maniera în care
pentru nici că nu, sos de roșii. Exact, dar viața normală, ca să zic așa, cam cum arăta o locuință, se spune turnul locuință. Trebuie să recunosc eu că mă uitam la bazele acelor turnuri, indiferent pe la Blidaru, pe la Costești, și mă gândeam oare cum arăta o cameră în care trăia o, știu, o familie, se spune familie. Acum, foarte important și cel care, elementul care a atras cel mai des atenția sau care a fost cel mai cunoscut este acest element al sacralității. Da. Și atunci zona sacră din Sarmizegetuza Regia este și cea mai cunoscută și cea și mai vizitată și mai spectaculoasă. Pentru că acea zonă sacră a putut fi scoasă la suprafață. Ei bine, locuințele din cartierele civile, există rămășițe ale locuințelor, însă nu s-ar înțelege mare lucru în momentul în care ar putea fi scoase. Ar trebui reconstituite, refăcute. Erau probabil de lemn, nu? Sau... Lemn, da. Lut, piatră. Deci lucrurile ar trebui puțin modificate înainte. De asta intenția și atenția noastră se îndreaptă direct spre zona sacră în acest moment, pentru că deja ne oferă destul de multe surprize, în speță, exact ce spunea și colegul meu mai devreme, cu descoperirea unui nou edificiu de cult. Mergem mai departe cu aceste reprezentări ale zonei sacre. Și apoi, luând lucrurile etapizat și pe rând, cu siguranță că vom ajunge să vedem și un... să avem măcar o idee despre stilul de viață al unui dac de rând, al unei familii de daci, nu neapărat da. Nobil, dar o familie de rând, o familie care trăia în munții Orăștiei. Deja știm foarte multe, multe artefacte, multe obiecte de gospodărie se află în muzee, de la, știu eu, nicovale, clești de fier, plug, obiecte de veselă, ele deja se află în muzeu și atunci cumva ne putem da seama despre ceea ce constituia o gospodărie a dacilor. Acum aș face o mică completare. Zona e imensă, pentru că noi vorbim principal tot timpul de cetățile dace din Munții Orăștiei, dar zona e cele 5 pe care le avem noi în județ, nu? Costești Cetățuie, Costești Blidaru, Piatra Roșie, Bănița și, bineînțeles, Sarmizegetuza Regia și Căpâlna, nu? Care toate 6 sunt în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acum trebuie să ne gândim că spațiul e imens, cumva, nu? După ce trecem de Orăștie înspre sud, până în apropiere de Petroșani și dinspre Călan până în apropiere de Sebeș, sunt munții dacilor, nu munții Orăștiei, în literatura arheologică și istorică. În literatura geografică o să vedem în parte munților Șurian. Zona e imensă, avem pe lângă cetăți, avem așezări, avem construcții. Unele sunt cercetate, despre altele pe baza informațiilor mai noi, nu? Acele scanări LIDAR din avion în care practic se elimină vegetația și se văd doar urmele unor construcții. Avem castele romane de marș, nu? Pentru că romanii pe acolo au venit, sau o mare parte din armată au venit pe acolo. Zona e imensă. Nu o să terminăm nici noi de cercetat, probabil nici urmașii noștri. Sunt informații, într-adevăr, despre construcțiile oamenilor, hai să spun așa, mai obișnuiți. De altă parte, zona e mult mai mare, pentru că pe de altă Valea Mureșului, unde avem documentate câteva așezări, putem să ne extindem, nu? Și atunci, nu știu dacă neapărat în Munții Orăștie putem vorbi neapărat, într-adevăr, avem construcții civile, ca să le spun așa, dar majoritatea sunt construcții cu rost militar și unele cu rost religios. Cum a foarte probabil ca întreaga așezare de la Sarmizegetuza Regia, nu, și zona sacră să fie funcționat ca un punct central al tot acestui sistem din Munții Orăștiei. Dar vă spun, zona e imensă și e foarte mult de lucru. Și atunci cumva colegii arheologi au venit cu un plan sistematic în care să plece dintr-un punct, nu, să spună cât mai multe informații despre zona respectivă și ulterior, nu, să se îndrepte atenția spre alte zone. Cercetarea, direcția unde sunteți dumneavoastră, stabilește și propriile contacte internaționale sau toate astea sunt de resortul Universității din Cluj care se ocupă cu săpăturile sau aici promovați mai mult decât turistic, să spunem, importanța acestor situri? Acum, într-adevăr, cum a spus, nu mai este doar Regia, sunt și celelalte cetăți care o înconjoară. Contactele internaționale nu le stabilim doar noi prin direcție, în speță nici măcar prin direcție, aș vorbi despre Consiliul Județean Hunedoara, care este beneficiarul acestor lucrări.
dar majoritatea se stabilesc și din cadrul universității sau al muzeelor, celor două muzee care activează pe lângă și cu care avem parteneriate pentru cetățile dacice. Deci Muzeul Civilizației Dacice și Romane Tindeva și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Ei sunt, bineînțeles, și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ei sunt cei care stabilesc și ei stabilesc legăturile internaționale. Pe lângă asta, noi promovăm cât de des putem și de câte ori avem ocazia, atât național cât și internațional, nu doar Sarmizegetul-Zarăgea, regia, cât cetățile dacice din județul Hunedoara. Nu v-am întrebat întâmplător, ci pentru că chiar în această dimineață, în cronologie, mă rog, pe Facebook, unul dintre prieteni este Radu Oltean, este istoric de artă și tocmai publicase o hartă în care zicea, domnule, uite, cei care cred că Pileus, acea căciulă dacică, nu, este specifică doar dacilor, trebuie să știe că în toată Europa erau fel de fel de căciuli, tichii și coifuri și, mă rog, și mie mi se pare... nu că, aoleo, vai, nu numai noi avem, ci mi se pare fascinant să conectezi, exact cum a spus, că coloanele seamănă cu cele din Imperiul Roman, cu cele din Grecia. Ei nu trăiau, or fi fost în munți, dar nu trăiau izolați, aveau niște relații, aveau ambasadori, să spunem, exista un comerț, acea matriță este, vine probabil într-un alt... Vada via faptului că făceau comerț. Da. Și... mi se pare fascinant să-i conectezi cu o civilizație europeană care ridică valoarea, cred, nu? Până la urmă fac parte din familia asta europeană, cumva, dacă vreți. Da. Cum că referitor la căciulițe, într-adevăr, dar mai mult mod aceasta căciulițelor merge cumva spre Asia, nu neapărat spre Europa, e zona asta a Balcanilor și, într-adevăr, Radu Oltean a pus acea hartă zilele trecute și mergea cumva spre Asia. Foarte probabil, sau pentru majoritatea dintre noi, când ne gândim la daci, ne gândim cumva la, ca la un stat modern, nu? Cu granițe foarte fixe, cu administrație foarte clară și așa mai departe. Lucrurile nu stăteau chiar așa, nu? Avem anumite chestiuni pe care, din punct de vedere istoric și arheologic, nu le putem documenta. Și anume, mă refer aici la acte de, nu știu, de brigandaj, de hoție, care erau, cumva, făceau parte din cotidian. Vă referiți la, nu la indivizi, și la triburi, să zicem, sau cum? Și la indivizi, și la triburi, nu, acte de haiducie care sunt documentate în istoria noastră până relativ recent, nu până în epocă modernă. Asta nu le avem cum să le documentăm, nici istoric, nici arheologic. Pe de altă parte, da, într-adevăr, sursele scrise antice, grecești și romane vorbesc de tot felul de raiduri, nu în special în lumea romană, cumva că ar fi una dintre cauzele pentru care romanii trec Dunărea. E o lume mult mai complexă, o lume conectată. Nu avem, descoperim monetare romane în Dacia, foarte multe, și putem vorbi, poate că ar fi puțin forțat, dar cumva din anii 60 înainte de Hristos, nu, din timpul lui Burebista, putem vorbi de un denar roman care cumva se comportă ca și moneda europeană de acum, nu? E folosită majoritatea populațiilor barbare din Europa. N-au ce să fac. Cumva se conectează la lumea aceasta romană, în principal, care folosește monedă și ele sunt folosite pentru schimburi. Nu, în munții Oroștii avem foarte multe piese venite din lumea asta italică, de la elemente de veselă de bronz și așa mai departe, până la, nu știu ce să spun, monede, într-adevăr, elemente de pat, care le găsim doar în lumea italică, pat de bronz și așa mai departe. Deci o lume interconectată, cumva. Nu trebuie să-i gândim, cumva, foarte închiși și foarte asta. Bineînțeles, tot ce vedem în Munții Oroștie e cumva o modelare, o transpunere în operă, având în vedere situația întâlnită acolo, nu? Da, mi se pare că și vreau să o luați într-un mod cât se poate de serios, cred că vă ocupați de o jucărie foarte frumoasă și spectaculoasă. Sigur că ea este o jucărie serioasă. Au englezii acolo, cei care fac reenactment în special, big boys with big toys, da? Deci o bijuterie care trebuie pusă în valoare și care, iată, așa cum spuneați, are încă foarte multe lucruri de am înțeles că nu știu cât la sute este săpat și se poate vedea, cred că foarte puțin încă. Pe întregarea lui Munților Oroștiei, da. Da, puțin. Acum, așa cum a spus mai devreme, istoria în sine este o poveste frumoasă. Da, da.
important este să fie povestită de cineva care deține informație corectă, ca să nu deviem de la subiect. Este oricum suficient de spectaculoasă, nu mai trebuie să-i punem exact chestii plinibombiste. Exact. Strămoșii noștri au avut grijă să nu ne plictisim. Da. Chestiunea interesantă este că dacă ținem aproape și încercăm să căutăm în literatura de specialitate, acum eu nu zic ca fiecare dintre noi să citească câte un compendiu de arheologie sau așa mai departe, dar informații corecte găsim. Mai nou, scrierile care au apărut astfel încât să poată fi citite de un profan, să spunem așa. Nu e necesar un amator, să ai niște studii de arheologie ca să poți să accesezi informația respectivă. Ce e foarte interesant și foarte important, să încercăm să reducem contactele hollywoodiene. Nu e necesar să ne gândim la filmele lui Spielberg sau mai știu ce alte filme, să încercăm să-i facem pe daci ăștia supra oameni sau să încercăm să-i facem acel popor, exact cum spunea și colegul meu, unic, închis, de neatins. Nu am fost noi primii și nici ultimii. Trebuie să ținem puțin ștacheta la linia de plutire și eu zic că într-un viitor nu foarte îndepărtat lucrurile se vor limpezi, să spunem așa. Deja au început să se limpezească și deja nu mai există acea concepție eronată despre dacii ăștia care călătoreau în timp, erau ceva super extraterestri sau... Prin tunele până la Sfinxul din Bucegi, da. Tot mai puțină lume ne întreabă de tunel și asta e un lucru foarte bun. Da, da. Pe lângă asta, chestiunea și mai interesantă și mai atrăgătoare este că de la copilul de 7 ani până la bunicul de 70, ambii au întrebări destul de interesante despre, și spre surprinderea mea copiii au întrebări mult mai interesante decât adulții, își doresc să afle lucrurile cât mai aproape de adevăr, poate că și acasă li se spune, poate că și la școală învață despre, dar vin acolo cu o concepție foarte interesantă, nu neapărat ok, hai să vedem războinicii, unde acei războinici de 2 metri cu barbă și așa mai departe. Vin cu alte concepte. Poate că și, exact cum spuneți mai devreme, reenactmentul, știu eu, mai transpune cât de cât. Da, și aici este o linie foarte fină de la un reenactment mai în regulă și de calitate la o... Un kitsch. Un kitsch, la o deviere către kitsch, da. E destul de subțire linia respectivă și copilul pleacă, sau adultul, pleacă cu o imagine destul de eronată despre ce înseamnă Dacia în sine. M-am avut un vizitator în urmă cu câțiva ani, avea 8 anișori și la final, când am pus întrebările, a urmat sesiunea de întrebări pentru ghid, le-am spus să-mi pună orice întrebare doresc, iar cel de 8 anișori m-a întrebat care ar fi fost ponderea limbii latine în limba pe care o vorbim noi astăzi, dacă nu-i cucereau romanii pe daci, la 8 ani. Remarcabil, așa da, este. Remarcabil. Da, remarcabil. Ei bine, atunci mi-am dat seama că lucrurile evoluează și că poate că și la școală și părinții au un aport destul de important în ceea ce privește educația celor mici. Ar fi culmea ca noi să nu-l avem. Mai ales că ei sunt acum destul de digitalizați, destul de... au o dexteritate foarte mare cu smartphone, tabletă sau așa mai departe și atunci inclusiv cei mici pot accesa aplicația pe care am reușit să o implementăm. Nu știu ce le-ați răspuns dumneavoastră, dar eu când acum câțiva ani l-am întrebat pe regretatul profesor Alexandru Diaconescu de la Cluj, ceva de genul, și n-aveam 8 ani, deci avantaj copilul, s-a uitat și a zis, harașo! Exact! Deci ceva de genul ăsta. Oricum, suntem pe final de emisiune și apropo de ce a spus, reiese clar, ok, sigur, daci nu erau de 2 metri, dar pe de altă parte, dacă un imperiu cumpărat un frunte s-a pus în mișcare să vină aici, înseamnă că contau în istoria strategia. Prin urmare, nu am avea de rog, nu trebuie să exagerăm, pentru că importanța lor este clar una mare, păstrând proporțiile, nu fizice de 2 metri mă refer. Iar cred că așa, ca o concluzie, site-ul, mă bucur că am discutat, pentru că site-ul Exploring Dacia, mă gândesc că vine exact cu acest gen de argumente, cu acest gen de informații care pot să creioneze o opinie corectă, riguroasă așa și este onorantă la urma urmei. Eu am avut o surpriză,
Vorbind recent cu istoricul Adrian Cioroianu, specialitatea lui este perioada comunistă și așa mai departe. Da, și a venit și a aflat foarte multe lucruri interesante despre Dacia. Credeam că le știe. Zice, am învățat evident istoria aia, dar nu m-am mai aplecat asupra ei ca să văd cât de multe s-au descoperit și cât de mult au evoluat cunoștințele despre Dacia. Da, așa este. Și noi ca istorici suntem axați pe nișele noastre, adică nu putem să le știm pe toate. Dar inclusiv, știu eu, profesor de istorie sau de multe ori întâlnim acolo oameni care se studiază istoria din pasiune sau prin prisma profesiei, vin acolo și poate că nu știu suficient de multe sau poate află informații noi. Nu avem cum să le știm pe toate și atunci de foarte multe ori, mie cel puțin mi s-au cerut în sit inclusiv recomandări pentru citit. Și aș fi dorit să citească mai multe informații și mi-au cerut niște recomandări ca să citească o carte bună sau, știu eu, un articol interesant sau ceea ce e foarte important. Uite că mai și citim. Da, și este remarcabil, aveți, cum ați spus, o jucărie foarte frumoasă încă de când intri la Costești, adevărat că este zona cea mai densă, cum ați spus, dar mi se pare să ai un asemenea areal, un asemenea complex de monumente care, dincolo de rigoarea științifică, înflăcărează și imaginația, iar dumneavoastră o ghidați, ca să zic așa, în direcția dezirabilă. Punem punct aici emisiunea, deci Exploring Dacia, aplicația descărcabilă deja, downloadabilă. În curând va fi descărcabilă, da. Dar site-ul funcționează. Site-ul funcționează. Domnilor, am avut ca invitații pe inspectorii de specialitate Raluca Oană și Alin Hens de la Direcția Generală Administrare Monumente și Promovare Turistică. Funcționează în cadrul Consiliului Județean Hunedoara. Le mulțumesc, le doresc succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Unul dintre părinți a depus plângere împotriva polițiștilor pentru modul în care au acționat. În același timp, Ministerul Educației anunță că nu a fost înștiințat de această acțiune și mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Denisa Dicu, cea care are detalii din această anchetă. Denisa, ce ai aflat?